ha parlato. Non è saggio essere fedeli agli eretici. I tuoi fratelli bruceranno all'inferno. De ce ne-ai chemat? Fără voi nu pot îndeplini misiunea. Trebuie să știu. Crezi că ești tu acela alesul care va izbăvi neamul nostru și va desface blestemul străvechi? Nu știu. Dar pot încerca. Noi ne batem pentru pământul nostru. Pentru familiile noastre. Pentru munca noastră. Dar ei se bat pentru glorie și înăvoțire. Cum ai vrea să-și amintească de tine generațiile ce vin? Deocamdată avem de câștigat o bătălie. Lei è ancora viva? Purtroppo, sì. Adesso sta con i dragoni. Cercano di trovare la porta. Dove sono? Valachia. Ești idoma tatălui tău. Ziceam că știu de ce ai venit în Transilvania. Și eu am căutat comoara lui Decebal Vlade și poarta cu gaionul cu Muntele Sfânt. Poate că nu este nici în Bucegi și nici la Sarmi Segetuza. Poarta că este în sufletul tău. Salut, Andrei! Salut, îți mulțumesc pentru oportunitate. Îți mulțumesc la rândul meu, sau înainte de orice, de trei ori, pentru că toți suntem sub semnul Sfintei Treimi, suntem și în săptămâna Sfintelor Pătimiri și suntem în spațiu tridimensional. Îți mulțumesc pentru prietenia ta. Este o onoare pentru oricine care te cunoaște să mă spună că ești prieten. Îți mulțumesc pentru această întâlnire de astăzi, această frumoasă după-amiază. Și nu în ultimul rând, sau poate toate trei la un loc în același timp, îți mulțumesc pentru... Nici nu știu cum să-i spun, pentru această comoară de film. Am văzut foarte multe filme, aș putea spune că sunt un îndrăgostit al filmului. Mergeam din film în film și când oamenii aveau alte preocupări și înainte de 89 și chiar și acum merg la film la cinematograf și urmăresc foarte multe filme și acasă, dar din primul moment am constatat că Egregora, filmul tău, are ceva care te atrage de la bun început și nu-ți mai dă drumul. Și am căutat să înțeleg de ce. Mulțumesc că spui asta. Cred că este ceea ce simt eu. Mă regăsesc cumva în filmul tău, nu numai pentru că e vorba de România și cred că ca mine simte orice român care își iubește țara, ci pentru că transmite un mesaj dincolo de timp, un mesaj pe care l-am simțit, cred că, dinainte de a mă naște și pe care și eu îl duc cu mine pentru copilul meu, pentru generațiile care vor urma. În același moment cu aceste trăiri, nu am putut să nu mă întreb de ce e Gregora. Și de aici te-aș ruga, deși sunt convins că ai mai spus-o, te-aș ruga să începi a ne introduce în tainele acestei comori, Egregora, Comoara Pierdută, primul episod dintr-o serie de 36, înțeleg eu. 3 sezoane, câte 12 episoade, 3 da? 3 sezoane, iată, 3, 12, 36 și o să te rog să îmi spui și de ce 3 sezoane, de ce 12 episoade, de ce 36 implicit cu totul, de ce nu 39, de ce nu mai multe sau mai puțin? O luăm cu începutul. În primul rând, îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, mulțumesc pentru oportunitate. Din inimă.
din inimă cu bucurie și la mine. Egregora comora pierdută. De fapt, egregora ar putea fi comora pierdută. Trebuie să refacem ceea ce s-a pierdut, să reconstruim ceea ce a fost distrus, adică putința, puterea de a face acest egregor. Trebuie să conștientizăm ce înseamnă egregorul de fapt. Călătoria pe care eu o propun are de a face cu această conștientizare. Nu aurul dacic ne interesează neapărat, cu toate că îl vom găsi în finalul filmului, într-unul din episoade, bineînțeles. Vom atinge comoara regiului Decebal, o parte din comoara regiului Decebal, cea negăsită de romani acum 2000 de ani, când a ucis o parte din Dacia. Dar, de fapt, vom conștientiza cum se face un egregor și despre ce egregor putem vorbi. Ca fapt divers, și pandemia a fost un egregor, și războiul din Ucraina este un egregor, războiile în general sunt egregori, o națiune este un egregor, sunt foarte multe lucruri care ar putea fi desemnate ca egregori. Noi dorim să facem un egregor o energie foarte bună pentru a manifesta o altfel de realitate în România. Într-un limbaj pe înțelesul tuturor, a unit spiritele într-unul singur. Avea o conștiință de unitate, bineînțeles. Când mai mulți oameni sunt pe aceeași frecvență, se naște acest egregor, această ființă psihică emanată din conștiință colectivă, intermediar între material și spiritual. Care poate face ce? Care poate face ce dorește grupul respectiv. Poate fi un egregor rău, de o frecvență joasă, sau de o frecvență superioară. Prin frecvență superioară înțelegem o frecvență cristică, pentru că toți suntem creștini și pentru că suntem în zona învierii. În această perioadă, nu întâmplător avem acest interviu, bineînțeles că da. Depinde ce hrănești, pentru că acel lucru se manifestă mai devreme sau mai târziu. Iată, spui în continuare celor spuse de mine și asta îmi demonstrează că nu m-am înșelat, nici n-aș avea cum, pentru că privesc în interiorul meu în permanență. Practic, acel mesaj pe care eu l-am simțit și pe care îl duc mai departe și ca mine spuneam, cred că o fac milioane de români, îmi doresc. Sunt convins că o fac chiar dacă nu conștientizează, pentru că și aici este o discuție, cât descoperă fiecare din sine. Îmi doresc să, la un moment dat, să se realizeze ceea ce tu propui în acest film. E un preview, practic, ca conștiința colectivă a românilor să se manifeste ca atare. Și de aici o întreagă discuție. Dacă am fost națiunea primordială, ce putem face pe mai departe? Știu că ai spus că nu e un film istoric. N-aș spune asta, n-aș îndrăzi să spun asta. Nu este un film istoric, este un film de epocă, cu nuanțe din istoria. Evident că avem niște personaje inspirate din anul nostru de istorie, dar istoria este un pic romanțată, am spus-o de la început. În film vorbesc în primul sezon despre perioada lui Vlad Țepeș, despre relația cu Radu cel Frumos, despre relația cu tatăl lui Vlad Dracul, inițiat în Ordinul Dragonilor, și despre relația cu acest ordin al dragonilor, despre relația cu Mahomet și alte chestii siropoase de film hollywoodian, să spunem. Dar nu respect manualul de istorie așa cum l-am citit la școală, ci mi-am permis să romanțez de dragul unei alte povești. O poveste poate un pic mai inițiatică, un pic forțată, pentru a vă spune dumneavoastră, telespectatorilor, alte să vă aduc în actualitate, în spațiul intim, alte simboluri. Alte zone ale istoriei noastre. Am fost învățați că ne tragem din dași și din romani, că ne-am format pe aceste meleaguri, apoi poporul a dispărut subit și ne-am mai trezit pe la 1000 și ceva cu niște cnezate, cu niște voievodate. Pe urmă au venit familia domnitorului Neagoe Basarab și urmașii săi, pentru că vorbim iată și de Vlad Țepeș, și s-a stabilit pe undeva prin zona Târgoviștei. Și înainte de 89 se... Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Târgoviște, da, pe acolo, să zicem. Oare de ce acolo? Zona asta prezintă un anumit interes, nu numai din punct de vedere istoric, ci și, eu știu, are legătură cu ceea ce poate și tu vrei să transmiți prin film, pentru că mai văd și în foarte multele filmări pe care le-ai realizat și ne arăți o Românie pe care mulți dintre cei care se uită la filmul tău o descoperă prin această comoară, nu o să-i spun doar producție cinematografică. Mulțumesc! Pentru că țara asta
chiar se vede că este o țară frumoasă, ești cel mai bun promotor al turismului românesc la acest moment. Aș putea fi. Eu sunt cel mai bun, dar aș putea în fi. În realitate, eu văd mai ales ce nu se face în socialul din România și ceea ce plătiții din banii publici sunt obligați să facă, nu o opțiune. N-ai. Iată că tu prin acest film reușești să îmbini toate aceste lucruri care ne conduc așa de la istorie până la viitor și trecem prin frumusețile patriei, pentru că la un moment dat, dincolo de Babele și de Sfinxul din Bucegi, de Cogaion, muntele cel sfânt al dacilor, de care nu știu câți oameni cunosc, și de alte obiective de interes turistic, ba chiar strategic, am putea să le numim, vorbim de apa vie. Câți oameni cunosc despre apa vie? Pentru că, iată, chiar în începutul filmului, Daniel Nuță, un tip pe care îl salut și cu ocazia acestei discuții cu tine, care îmi place foarte tare, ne-am întâlnit de mai multe ori, îl interpretează pe Vlad Țepeș și aș vrea să revin la Vlad Țepeș, dar nu înainte de a te întreba care este situația cu Daniel, pentru că îl vedem acolo prin defilă, mergând prin apă. Ce vrea să reprezinte asta? Îl vedem abia în episodul 2, da. Mi-am permis să romanțez și să spun că acești cavaleri ai acestui ordin al dragonilor, care sunt în jurul lui Vlad Țepeș, un fel de bodyguards, niște străjeri un pic mai speciale a lui Vlad Țepeș. Niște protectori. Ce frumos! Ar unor taine. Îi spun lui Vlad Țepeș, personajul meu îi spune lui Vlad Țepeș, pentru că eu sunt un fel de conducător al lor, că dacă într-adevăr dorește să ne fie domn, trebuie să parcurgă anumite etape, trebuie să înțeleagă anumite lucruri pe care strămoșii lui și ai noștri etapele au făcut. Adică să înțeleagă cum e cu misterul apei, cum e cu misterul focului, să echilibreze aceste elemente. Doar atunci un bărbat, cum este el, echilibrând apa și focul interior, poate să manifeste ceva extraordinar, poate să ne fie domn. Hainele boierești, spun în film, nu sunt neapărat un reper pentru noi cavalerii, dar dacă el dovedește curaj, hotărâre și alte lucruri pe care noi le punem în loc de cinste, atunci merită să ne fie domn și merită să îl urmăm în luptă și să recucerim Dacia și să refacem acest Valahia, am vrut să spun, a reface Dacia Mare, am vrut să spun. Deci merită să luptăm alături de... Păi este un mesaj extrem de actual. Extrem de actual pentru cei care doresc să fie în politică și să ne fie domnitori în ghilimele, adică să ne conducă. Evident, în România lucrurile se întâmplă total invers. Nici nu vreau să intrăm în amănunte pentru... Eu n-am nicio legătură cu zona politică, nici măcar nu merg la vot. Da. Am spus-o de multe ori în spațiu public, dar ceea ce spui tu acum, cred că ar pune ordine în lucruri. Cel care vrea să fie domn trebuie să echilibreze apa și focul interior. Neapărat. Și va avea onoarea. Onoarea să ne conducă, așa este. Uriașa responsabilitate. Responsabilitate. Mai ales că înțelege cum ar putea să-și echilibreze masculinul și femininul interior. Este foarte important ca cei care aspiră măcar să facă ceva în spațiul public să înțeleagă aceste etape. Și mi-am permis să-l trec pe Vlad Țepeș prin aceste probe, vezi, Doamne, pe care, bineînțeles că el le trece cu bine, înțelege misterul pe care și părinții și strămoșii lui l-au înțeles. Vorbim de Vlad Dracul, vorbim de Mircea cel Bătrân și alții înaintea lor, de la Decebal încoace. Adică poate. Nu întâmplător. Vine din această familie. Da. El trebuie să intre într-o anumită peșteră, să meargă contra curentului, să meargă la sursă, la izvorul secret din muntele secret și să bea apă de acolo. Înțelegând acest mister, vine înapoi în societate un pic mai echilibrat, un pic mai luminat. Și atunci merită. Nu e un film istoric, spui, dar e un film care regăsește elemente în realitate? Adică există această peșteră, există acest mister? Există aceste probe? Peștera, bineînțeles că există. Restul reprezintă propria fantezie. Mi-am permis să fac acest lucru citind anumite cărți, având anumite experiențe, dar nu o las ca atare, pentru că nu este un lucru adevărat. Nu am o dovadă că Vlad Țepeș chiar a trecut prin probele astea, bineînțeles. Dar mi-am permis să sugerez că dacă astăzi cineva ar dori
să reprezinte poporul român, esența poporului român, a trebuit să înțeleagă și alte aspecte. Nu neapărat să fie parte dintr-un club oarecare, NATO, UE și altele, ci să înțeleagă cu toată ființa anumite lucruri și să meargă de sculți prin munții Bucegi și să meargă prin apă, prin anumite râuri, să intre în anumite peșteri, să înțeleagă anumite energii ale acestui neam. Neapărat. Altfel, practic, ne jucăm de politica. De cele mai pure principii ale creștinismului. De a te întoarce la propriul sine, de a te smeri, de a fi în slujba tuturor celorlalți, exact. De a fi umil. Practic, lucrurile astea le găsim în film. Exact. Mi-am permis să îi spun lui Vlad Țepeș că smerenia ar fi parte din călătoria sa, dacă vrea să ne fie domn într-adevăr. El a primit o șansă pentru a găsi o parte din comoara lui Decebal și pentru a găsi misterul pe care și romanii l-au căutat acum 2000 de ani și alții îl caută încă pe teritoriul României. Dar, din păcate, nu a înțeles cum e cu frecvențele, cu balansarea frecvențelor, frecvențe joase, frecvențe înalte. El a ales frica și nu neapărat dragostea cristică. Așa erau vremurile, așa s-a întâmplat. De aceea nu este el cel care a găsit comoara, cu toate că a avut șansa la momentul său. De aceea, cei din jurul lui, adică acești cavaleri, câțiva la număr, nu foarte mulți, se depărtează la un moment dat, oferindu-i șansa, dar dacă el nu... chiar nu înțelege despre ce e vorba, atunci cavalerii se retrag și călătoria continuă. De aceea, în filmul nostru, o spun pentru telespectatorii care abia află despre subiectul nostru, abia în 2023, 9 copii, tineri, orfani, pasionați de istorie și de arheologie, spun orfani pentru că sunt de la Ornu Ferinat, găsesc jurnalul secret al lui Vlad Țepeș, niște însemnări, de fapt, secret al lui Vlad Țepeș, și o parte din arhiva secretă acestui ordin al dragonilor, în care se vorbește codat despre comoara ascunsă a regelui Decebal și despre secretele pe care dacii, vezi, Doamne, le-ar fi moștenit de la o civilizație de mult dispărută. Asta este, de fapt, comoara pe care noi o căutăm. Este o chestie foarte, foarte interesantă, străveche, mult mai veche decât perioada Daciei Mari. Secret care poate și astăzi se află pe teritoriul României și pe care dorim să-l reactivăm. E vorba despre apa vie care ar putea fi în fiecare dintre noi și, datorită acestei călătorii, tinerii noștri, deci și telespectatorii noștri, presupunând că telespectatorii se vor îndrăgosti și vor empatiza cu personajele noastre, își vor descoperi apa vie din propria ființă și astfel vor manifesta o altfel de realitate, vor avea un alt nivel de conștiință, vor manifesta o altfel de energie, adică dragostea cristică. Filmul este un omagiu pentru biserica noastră creștină și pentru credință în general. Am spus eu că e o onoare și o bucurie pentru cei cărora le ești prieten, dar prin intermediul televiziunii devii prietenul tuturor celor care vor să se cunoască pe sine, să-și caute apa vie interioară, pentru că tu spui atât de multe lucruri încât doar puțină atenție trebuie și din partea unor oameni care nu neapărat că sunt inițiați într-un anumit domeniu, ci pur și simplu la nivel de bun simț. Iată, ai spus 9 copii, 36 de episoade, 3 sezoane, 3, 6, 9, multiplu de 3. Are vreo importanță? Da, are o importanță, bineînțeles. Este și un omagiu așa discret pentru Nikola Tesla, un om senzațional care a făcut multe pentru umanitate în secolul trecut. Dacă nu era el, poate astăzi nu ne bucuram de tehnologia ce astăzi ni se pare foarte așa la îndemână. În film, evident, expunem acest superb subiect al numerologiei, al geometriei sacre. Intrăm în anumite subiecte, vom vorbi de fizică cuantică, lucruri foarte, foarte accesibile și spuse pe limbajul tuturor, astfel încât filmul să pătrundă în sufletele și inimile cât ori mai mulți români, indiferent de pregătire, să spunem. Ai atins o zonă importantă. Înainte de 1989, spun istoricii de astăzi, cunosc, am câțiva prieteni care m-au lămurit cu privire la civilizația dacică. Unii sunt pro, alții sunt contra. Știi că s-a inventat și acel termen de dacopați, pe care eu nu-l regăsesc în limba română. Spuneau că înainte de 1989, din ordinul președintelui Nicolae Ceaușescu, președintelui României, istoricii au început să ne caute origini
nobile. Un popor ales, poporul dac, care ar fi luptat împotriva Imperiului, așa cum România de dinainte de 1989 se opunea Imperiului Sovietic. Și atunci s-a creat această conștiință dacică, eu ca și copil îmi doream și mulți ca mine ne doream să fim daci. În jocurile copilăriei ne doream să fim nu romanii asupritori, ci daci. Tu spui că este un mesaj pentru viitor. Păi, președintele Nicolae Ceaușescu nu mai este să dea ordin, iar eu n-am văzut preocupare prezentă, actuală sau din ultimii 32 de ani vis-a-vis de originele poporului nostru. Generațiile care vor urma vor empatiza oare cu această idee că ne tragem dintr-un popor extraordinar, din poporul dac? Sau filmul își propune și acest lucru? Vor înțelege din film acest mesaj? Eu zic că da. Îți propun să urmărim împreună un clip de un minut și ceva, apoi să revenim și să dezvoltăm de acolo. Ok. Dacă ești de acord. Spuneau bătrânii că în vremurile de demult, când Dacia fuse invadată de Roma cea lacomă, lupii luptau la olaltă cu Dacia și își ofereau sângele pentru apărarea acestui pământ. În regatul marelui rege Decebal erau puțini trădători, pentru că frica de moarte nu era cunoscută. Dar de atunci și până la noi, ușor, ușor, frica a ros inima oamenilor noștri și i-a dus spre pierzanie. În trailer vorbeam despre, sau vorbeai despre onoarea de a fi alături de acei luptători viteji care fac parte. Lupii din... își ofereau sângele și luptau alături de daci și își ofereau sângele pentru a proteja acest pământ sacru. Iar frica de moarte nu era cunoscută pentru că trădarea nu era cunoscută, iertare, pentru că frica de moarte nu era în conștiința dacilor. Poporul dac se bucura atunci când unul dintre ei... Era o onoare să moară pe câmpul de luptă, neapărat că s-ar fi sinucis în masă, dar să nu exagerăm aici, dar dacă mureau pentru țară, dacă mureau în luptă, era o mare onoare și o căutau de multe ori. Frica și astăzi este cea mai mare problemă, pentru că nu dă voie spiritului să se ridice. Ori, tocmai că vorbeam de egregor, de acea conștiință comună, de acea ființă non-fizică prin care o comunitate umană poate face ceea ce își propune în funcție de vibrația pe care stă. Iată că vorbim despre frică și vorbește chiar actorul principal în aceste episoade, Daniel Nuță, care îl interpretează foarte bine pe Vlad Țepeș. O să te întreb mai târziu dacă... cum l-ai ales pe Daniel Nuță și dacă imaginea sa este apropiată de a domnitorului român, pentru că noi îl cunoaștem altfel din reprezentările istorice, dar să revenim la frică. Frica este cea care și astăzi decimează nu numai poporul din acest spațiu, ci popoarele lumii. A fost exact acea pandemonie, acea nenorocire. Boala mileniului sau mileniilor, da. Boala speciei noastre, așa este. Uriașa iluzie în care... căreia toții suntem, aproape toții suntem tributari. Frica. Frica, da. Oare de ce această frică? Oare de ce nu putem scăpa de frică? Putem scăpa de frică. Putem scăpa, pentru că este o iluzie și putem ieși din spațiul fricii atunci când conștientizăm și când chiar ne dorim. Personajele noastre, și apoi vreau să mă întorc la un alt subiect, evadează, spun eu, am mai spus și cu alte ocazii, din spațiul fricii, adică din... acel orfelinat unde trăiesc anumite traume, povești, anumite traume și sunt tributare anumitor frecvențe și călătorind ușor, ușor, se curăță de frică, devin esență, devin ceea ce sunt ei cu adevărat de fapt.
se întorc la propria esență, își descoperă propria natură, care este departe de a fi tributară fricii. Abia atunci manifestă comoara, abia atunci sunt demni să bată la poarta templului comorii, abia atunci când s-au eliberat de acea frecvență joasă, fac loc frecvenței înalte. Ei sunt ca un vas în care intră lumina, dacă o lași, bineînțeles, să intre. Ei se adaptează realității în prima fază, după care visează conștient pentru ca ulterior, în sezonul 3, să manifeste visul, să devină conștient, să co-creeze, să creeze realitate. Ei creează egregori. Înțeleg cum e să creezi egregori. Sunt toți ca unul. Nou devin unul, devin un unul, devin o conștiință, devin o antenă, de fapt, care prinde o anumită frecvență, frecvență care are puterea să curețe spațiul înconjurător, chiar foarte mult, iar ei, aceste antene ambulante, vor reintra în societatea românească, pe care poate au șansa să o curețe, dacă și societatea dorește să fie curățată. Este foarte important, pentru că nu ne amestecăm în karma, cum se spune modern, în karma altor oameni, decât dacă acei oameni chiar doresc o anumită schimbare. Adică scăpăm de 5G și avem propriile antene. Noi suntem antene, putem emite sau capta frecvența divină, dar frica ne face să ne închidem propriile canale și astfel să trăim într-o iluzie, într-un egregor creat de alții, într-o iluzie de asta foarte ciudată, într-un matrix creat de niște flăcăi foarte antrenați, foarte cum să spun, motivați. Foarte motivați. Cum a venit năpasta acum câteva mii de ani? Povestea asta cu regele Decebal, care după ce Imperiul Dac s-a destrămat după Burebista, înțeleg că era cel mai alintat dintre cei vreo 10 regișori care și-au împărțit teritoriul. Și evident, în momentul în care prigonitorii veneau asupra lor sau amenințare veneau asupra lor, se reuneau. Chiar am citit cum s-au reunit la curtea regelui Decebal și sigur că au empatizat și ei au creat un egregor la vremea respectivă, dar nu mă împac deloc cu ideea că Decebal s-ar fi sinucis, un astfel de viteaz să se sinucidă. Nu era în spiritul dacic, adică murea pe câmpul de luptă. Cum să te sinucizi? Era cea mai rușinoasă moarte. Aici nu neapărat. Aici am o explicație. Dacă s-ar fi sinucis, într-adevăr, mergând pe varianta oficială, decât să cadă prizonier romanilor. Romani care aveau obiceiul de a-i bajocorii pe prizonieri, mai ales pe regii popoarelor inamice, atunci a preferat o moarte demnă și asta a fost. Posibil să fi fost așa, nu neg asta în film. Vom avea o scenă, vom pune în scenă moartea lui Decebal la un moment dat în sezonul 3. O chestie foarte lacrimogenă, dacă vrei, emoționantă. Altceva vreau să spun. De curând am fost la Roma. Am vizitat pentru nu știu câte oară Vaticanul, da, și am fost în Forumul Roman și am văzut cu ochii mei foarte multe statui de daci. Statui care au, cel mai mare au 3 metri înălțime. Mi se pare foarte interesant și asta e un subiect, nu dau verdicte, Doamne ferește, dar propun și poate vreodată facem o dezbatere mai amplă, publică, bineînțeles. Mi se pare foarte interesant că romanii, cotropitorii, au făcut sute de statui de daci cotropiților. După ce i-au cucerit, după ce i-au anihilat. Nu l-am aflat încă. O să-l aflăm de-a lungul călătoriei Gregora, de-a lungul filmului. Începem cu acest subiect la un moment dat în episodul 2 și 3. Îl atingem. Vom călători la Roma, vom vedea cu ochii noștri statuile de daci la loc de cinste în Roma, pe la muzee, pe la Vatican și prin Forumul Roman. De exemplu, pe Arcul lui Constantin sunt 8 statui de daci la loc de cinste, care privesc de sus și au o anumită atitudine uitându-se la... De ce la Vatican? Ce știu ei și nu știm noi? De ce știu ei și în primul rând am văzut muzeul Vatican, unde sunt expuse câteva statui de daci.
nu vorbim despre arhivele secrete ale Vaticanului, unde într-adevăr ar putea fi lucruri care ne-ar putea interesa vis-a-vis de istoria Daciei. Dar asta este un alt subiect, poate un pic mai complicat. Încă n-am rezolvat acest puzzle, de ce romanii ar fi închinat cotropiților. Cred că e important de știut că statuile. N-au venit romanii aici, au venit mercenari și de ce, plătiți de Roma. Și de ce după 200 și ceva de ani de la cucerirea lui Traian, împăratul Constantin consideră să ia 8 statui pentru a le pune pe arcul său de triumf la loc de cinste. Iar este un semn de întrebare. Și sunt multe alte semne de întrebare peste tot în Italia și nu numai în Italia. Sunt statui de daci, de exemplu, există un profesor respectabil, Leonard Velcescu este numele lui, care și-a făcut doctoratul în acest sens și care a identificat 100 și ceva de statui de daci pe teritoriul Europei, prin muzee, adică Ermitaj, la Louvre, la Vatican, nu mai spun. Lucruri care sunt foarte, foarte interesante pentru istoria noastră. Din păcate, manualul nostru de istorie nu amintește de așa ceva și este păcat. De aceea mi-am permis ca într-un film de acțiune și de aventură să propun acest subiect pentru ca profesorii, oamenii pasionați, să-l dezvolte pentru mai departe. Andrei, nu te-ai gândit să prezinți această comoară Academiei Române care poate tranșa, căreia să-i ceri un răspuns? Sau uite, căreia îi cere un răspuns acum în calitate de român? Care este istoria noastră? Este așa romanțată cum o prezinți tu în acest film? Pentru că... Repet, practic, nu fac un film istoric. Am înțeles lucrul ăsta, dar tu oferi o variantă. Noi nu avem o altă variantă. Nici măcar, e romanțată, este romanțată. Fantezie. Știi, are tot ce-i trebuie ca să... E un film de fantezie, luați-l așa, vă rog. Filmele hollywoodiene merg pe firul unor povești. Există un sâmbure de adevăr, dar nu este 100% adevărat. Exact. O spun din capul locului, eu. Tu ești regizor, scenarist, producător. Este uriaș. Mulțumesc. Și efortul și satisfacția, practic filmul ăsta, că înțeleg că de 17 ani te gândești la acest proiect. Acum 16 ani și câteva luni s-a întâmplat sămânța a fost, da, declicul la Sarmisa Getuza. S-a întâmplat în 2007, în luna martie. Luna martie. De 16 ani și o lună, să zicem. De când am băut prima oară apă din izvorul sacru, spunem noi, al Sarmisa Getuzei și de acolo au venit câteva povești. Ulterior am început să scriu cu un coleg de la facultate, care după 3 ani s-a retras din proiect. Am rămas singur, am rescris, am refăcut, am dus totul la cap la coadă. Astăzi ne bucurăm de... Cine vede comoara asta... Egregora comoara pierdută. Și urmărește distribuția și vede numai cai, dacă îi numără, dincolo de oameni, înțelege că efortul este uriaș. Și eu n-am mai văzut așa ceva decât la... În filmele lui Sergiu Nicolaescu, care sigur că avea tot suportul statului. Și Doru Năstase făcea și mai erau câțiva regizori care s-au implicat în astfel de filme, da. Am văzut la Daci, dar acolo era vorba de... Și iată cei trei, l-am văzut și pe președintele Nicolae Ceaușescu în locurile de filmare. Până la urmă, nici n-am știut, omagiul era scenă din film sau era omagiu celei de-a treia persoană, pentru că înțeleg că a existat o legătură între Amza Pelea, Cozorici și Nicolae Ceaușescu. Nu-i momentul să discutăm acum aici, dar mă refer la supraproducția respectivă și așa compar este. Egregora cu ceea ce a fost atunci, iar tu ești unul singur. Eforturile sunt uriașe și financiare și umane. Absolut. Și de timp și de... Absolut. Nu mai să parcurgi toți munții ăștia, te-am întrebat? Nu, îi parcurg cu bucurie. Pierd foarte multă energie bătând pe la uși, de multe ori închise, pe la ministere sau pe la tot fel de foruri care ar putea susține financiar proiectul. Și care nu o fac. Și care nu o fac, cu toate că ar putea. Nici din public, nici din privat. Deocamdată, să zicem că lucrurile s-au mai rezolvat după premieră și s-ar putea să fim pe drumul cel bun, pe făcașul normal și să ne bucurăm de un prim sezon de produs. Cât a luat? Suntem 20 de milioane de români, grosul modo, sunt la statistică. Dăm fiecare cât un leu. Deci acolo pierd foarte multă energie. Nu la filmare, din cont. La filmare mă încarc foarte mult, chiar dacă lucrez poate și 24 de ore la o filmare, fără somn, acolo mă încarc extraordinar și sunt foarte, foarte eficaș în ceea ce fac. Pierd foarte multă energie și timp ducând muncă de lămurire pentru a face acest proiect, care cred eu că este foarte benefic pentru țară, foarte benefic pentru
tineretul din ziua de astăzi, care poate este un pic îndepărtat de manualul de istorie, acolo poate că sunt niște nuanțe. Cu toate astea, o fac cu bucurie, mă bucur că sunt în România, pentru că am stat foarte mulți ani departe de țară și mi-e drag că sunt iar în Statele Unite. Și calc, da, cunosc America, pentru că și eu am trăit o perioadă. Da, am trăit la New York foarte mulți ani, da. Este diferită, dar nu se compară cu țara noastră, pentru că asemenea eroilor din vechime, tu ai plecat, dar practic te-ai reîntors după ce, știi, eu știu că și Samuel s-a făcut așa. A plecat tânăr, a cunoscut lumea, a cunoscut transcendența și apoi s-a întors și cu tot ce a decurs de acolo. Printre tu practic altele, te întorci după o experiență de foarte mulți ani și blagoslovești poporul român cu astfel de capodoperă. Nu știu că e capodoperă, este un film. E punctul meu de mulțumesc vedere. Din suflet. Îmi place să cred că acest film va avea un impact mai ales printre cei din diaspora. De curând am fost cu filmul la Veneția, am fost foarte bine primit acolo de românii din zona Veneției. De ce spun asta? Pentru că la un moment dat visez că foarte mulți dintre ei se vor întoarce și vor aduce plus valoare în spațiul românesc. Cu experiența lor vor împodobi, vor înfrumuseța spațiul românesc. Așa cum am făcut-o și eu după foarte mulți ani de stat în Statele Unite. Poate unii au prins rădăcini acolo, poate nu vor să întoarcă, ok, dar alții se vor întoarce. Cu siguranță filmul va avea un impact în sufletul și în mintea lor și nu vor rămâne indiferenți. Poate nu va fi exod înapoi spre România, dar ceva se va petrece, așa cum cred că s-a petrecut și în sufletul meu atunci când am văzut anumite chestii românești, fiind pe teritoriul american. Și dorul de casă nu se poate compara cu nimic. La un moment dat, glasul sângelui, dorul de pământ, își va spune cuvântul, chiar dacă unii o recunosc sau nu. În film? Eu știu asta. Eu înțeleg prea bine. Știu că înțelegi. Simt aceleași lucruri. Știu. Mi-am dorit mereu ca România să fie pe locul pe care i l-a hărăzit Dumnezeu. Și nu înțeleg ce se întâmplă și de ce se întâmplă și de ce suntem așa, într-o stare de, nu dolce farniente, într-o stare amorfă. Atâta inteligență românească, fiecare în parte și reunită, ar putea face minuni pentru, știu, pentru umanitate. Știu. De ce oare nu există acele sclipiri, acele străfulgerări ale sufletelor care pot să ilumineze în jurul lor? Poate prin egregora o să reușești lucrul ăsta. Vreau să reușesc, cred că și știu cum. În fin, vorbim despre păcatele părinților noștri care se revarsă asupra generațiilor viitoare. O spune și Vlad Țepeș, pentru că vezi, Doamne, el ia asupra lui păcatele pe care le face, nefiind conștient că acele păcate se vor duce mai departe pentru următoarele generații. Prin ceea ce facem noi, tot ceea ce propun eu, alchimizăm un pic, poate, trecutul. Iertându-l, iertându-ne, lăsăm loc luminii de astăzi să pătrundă în noi, astfel să manifestăm o altfel de realitate. Dacă suntem tributari tot timpul trecutului, acelei energii, evident vom perpetua greșelile strămoșilor noștri, așa cum le-au făcut și ei, nefiind conștienți că se poate și altfel. De aceea l-am ales pe, acum să-ți răspund la întrebarea ta, l-am ales pe Daniel Nuță și am conceput un alt fel de Vlad Țepeș față de Ștefan Sileanu, care l-a interpretat pe Vlad Țepeș în celebrul film din 1986, făcut de Doru Năstase. Pentru că nu vreau să fac un film în care domnitorul nostru trage în țeapă și își taie dușmanii și așa. E un alt fel. Vreau să fie un alt fel de Vlad Țepeș. Sigur este romanțat, sigur poate că nu este conform manualului de istorie, dar vreau să iertăm, să îl iertăm, să ne iertăm și împreună să alchimizăm ceva și să facem loc unei altfel de frecvențe. Frecvența iertării, frecvența iubirii cristice, altfel de lucruri vor fi în prim plan în egregora. Dar amintim, bineînțeles, de frica pe care el a instaurat-o și l-am ales pe el tocmai pentru că a fost poate cel mai sângeros domnitor al nostru. Poate cel mai sângeros. Așa știm. Tocmai pe el am ales să-l transform eu.
ca cineastă. În primele episoade. În primele episoade, da. Cei care vor urmări... Să arătăm și alt fel de... Imagine. De imagine. Cei care vor urmări filmul vor înțelege că acei dragoni, practic, așa, în limbajul nostru de astăzi, reprezintă miezul problemei. Practic, sunt observatorii, așa cum am văzut eu în Nemuritorul, e propria concluzie, n-am văzut decât un episod. Dar te-am auzit spunând că tu vei parcurge filmul și, practic, asta înseamnă o transcedere, o nemurire de la început și până dincolo de sfârșit. Spuneam că și în film, actorii care sunt în preajma dragonilor, cred că simt această bucurie, simt bucuria că trăiesc, practic, rolurile, sunt protejați de acei cavaleri loiali și care îi învață numai de bine pe acei lideri care se vor lideri și, după cum spuneai mai devreme, care trebuie să-și echilibreze răul și binele din ei pentru a scoate diamantul și pentru exact a face de acolo să plece construcția ca atare. O să urmărim cu mult interes, mai ales că este o producție de televiziune. Adică va fi ușor pentru oricine să deschidă televizorul și să se uite la, în ziua și la ora la care va rula această capodoperă, Egregora, și să nu piardă nimic din ceea ce tu prezinți acolo. Pentru că tu, la rândul tău, ești o comoară dincolo de inteligență, de lucruri care nu au fost puse până acum. Eu nu le-am găsit pe niciunde în existența mea transpuse într-o producție cinematografică. Așa sau, este, sau fără falsă medii, onestie, da. De aceea Egregora este diferit și de asta pot să spun că e diferit față de tot ce am văzut eu până acum. Așa este. Mă duce cu gândul și la acele seriale celebre, Urzalea Tronurilor și Frăția Inelului. Are ceva, nu știu, ceva care te ține aproape. Dar este dincolo, e românesc filmul ăsta și cu asta spunem mai mult. Vorbește decât... Vorbește sufletului nostru. Sufletului nostru. Și asta este foarte, foarte important. Mi s-a propus să-l traduc și în engleză, ar fi fost altfel, se pierdeau foarte multe nuanțe. În limba română mă adresez exact de la suflet la suflet și asta cred că este adevărata comoară. Adică e un film pentru români. E filmul nostru, al românilor care... Ar putea fi o carte de vizită foarte importantă. Îți propun să mai vedem un clip de un minut și ceva în care vorbim despre niște eroi. Sosise ceasul. Trecusem din Transilvania spre Valahia prin trecători doar de puțin știute. Alături de dragoni și alți viteși pentru care libertatea este mai presus decât viața. Făcusem un tocmai cum mi-a poruncit Maria Saiyangu. Dumnezeu să aibă sufletul în pas. Căutați prin locurile astea. Am plecat din calea războiului, Maria ta. Te numești o femeie. Maria. Grăbiți-vă. Găsiți adăpost la templul rusitoarelor, la polele Făgărașului. Să prindeți o lumânare și pentru noi. Poate ne vom revedea. Sau poate nu. Vorbeam de acei cavaleri, de dragoni. Venisem în Valahia pe cărări știute doar de noi. Practic, vorbim de recucerirea Valahiei de la Valahi, de o luptă fraticidă. Vorbim de sânge de frate care varsă... Valah contra Valah, Valah într-adevăr, contra Valah. Blestemul neamului nostru. Oare câte generații trebuie să mai treacă, se întreabă Iancu de Hunedoara la un moment dat, înainte de bătălia de la Belgrad. Și îl întreabă... Pentru... Cum vrei să fii pentru reținut de generația care... Pentru a conștientiza că suntem toți copiii lui Dumnezeu.
cât mai durează lupta frate contra frate, cât mai durează trădarea, cât mai stăm în această frecvență, cât mai suntem tributari acestei frecvențe foarte joase, când de fapt avem posibilitatea să creăm un altfel de egregor, o altfel de realitate, să ne bucurăm de acest spațiu absolut senzațional, minunat, nu că altele n-ar fi. Noi vorbim de ce ne-a dat Dumnezeu, de spațiul românesc, și ne-am putea dezvolta aici și bucura de tradițiile noastre, de munca noastră, de pur și simplu de tot ce ne oferă, pământul ăsta, bun și frumos, cum zicea Decebal. Am putea Andrei, face asta. Andrei, numele întâiului apostol care a creștinat România din Dobrogea, nu întâmplător ai acest nume, nu întâmplător face acest film. Eu înțeleg că nu este un film istoric. Acum înțeleg că nu este un film istoric, înțeleg că este un film care, așa cum spuneam și la început, ne arată ce am putea să fim. Cumva, cred că în episodul 36, așa cum spui și tu, vom avea o cale. Asta înseamnă că tu cel puțin ai simțit această cale, chiar ca scenarist. Ne vom dezvolta, ne vom manifesta adevăratul nostru potențial. Până atunci însă... Darul pe care îl avem de manifestat, de dăruit la marele egregor al națiunilor. Fiecare popor are ceva de dăruit. Spun în film că noi, de la Daci, tradiție, vezi, Doamne, am avea de dăruit secretul apei vii, adică credința. Alte popoare au alte daruri de manifestat. Această apă vie, știu că cei trei magi au dăruit aur, smirnă și tămâie Mântuitorului. Oare apa vie nu era un dar la fel de valoros? Spun în film, și aici forțăm un pic tradiția, dar repet, este o fantezie, nu este un adevăr istoric, că și noi ar fi trebuit să ducem la Betlehem acum 2000 de ani, la nașterea pruncului Iisus, darul nostru, ca ofrandă din partea poporului nostru, adică secretul apei vii. Lucrurile nu s-au întâmplat așa, magul sau trimisul din Dacia ar fi fost anihilat, rădat, omorât cumva, nu ne-a manifestat atunci darul, dar secretul încă există pe teritoriul României și este ceea ce trebuie să reactualizăm. Datorită acestei călătorii vom reactiva apa vie din fiecare dintre noi și vom manifesta darul pe care îl avem de dăruit la marele egregor, cum spuneam. Așa să fie, pentru că deocamdată înregistrăm două mari probleme, riscuri de țară, depopularea patriei, pentru că... Lucrurile sunt foarte calculate, sunt conform unui plan, nu mai intrăm la mărunte, al altora, bineînțeles. Și vânzarea pământului. Ne salutăm cu această ocazie. Aceste pământuri pe care este vărsat sângele strămoșilor și în film arăți lucrul ăsta, da. Aceste pământuri reprezintă așa o comoară pentru alții. Oare de ce n-ar vrea pământul? Resursele sunt absolut fabuloase pentru numărul de locuitori. România are resurse să cucerească lumea mâine. Deci ar trebui să fim cel puțin Dubai sau Elveția. Cel puțin. Avem mici probleme, mici nuanțe vis-a-vis de conducători, care nu sunt neapărat conducători, sunt oameni care poate aparțin altor subiecte, nu mai intrăm în amănunte, și care nu sunt puși acolo neapărat să facă bine pentru țară, ci să îngroape anumite aspecte, pentru ca alții să beneficieze de resursele noastre. Ok, am înțeles, călătoria continuă. Cred că șansa noastră este să conștientizăm anumite lucruri și să manifestăm un plan spiritual. Aici este lupta, în ghilimele, calea noastră și arma noastră care poate fi invincibilă. Spiritualitatea. Suntem creștini ortodoxi și majoritate. Credința. Peste 80%. Nu avem alți maestri spirituali decât preoții, așa cum îi cunoaștem. Ca să intru și să vorbim și despre zona asta spirituală, așa în finalul discuției, pentru că am putea vorbi la nesfârșit. Cred că asta este esența. Mai avem că... 10 minute alegeri. Folosești un simbol, o cheie. O cheie formată din trei părți. Așa este. Un octogon, din câte înțeleg. Octogonul reprezintă două părți. Sunt două bătrâni suprapuse care formează steanul colțului, într-adevăr, care formează un octogon. Un alt simbol frumos al poporului nostru și nu numai.
și în mijloc există un cerc. Un fel de monedă cu două fețe. Pe o față avem sămânța vieții, că tot aminteam de geometrie sacră. Pe partea cealaltă, fructul vieții. Ceea ce plantezi, drumul alchimic între ceea ce plantăm și ceea ce culegem la un moment dat. Sunt trei etape. Prin floarea vieții trecem de la sămânța vieții, prin floarea vieții și apoi spre fructul vieții. Și tocmai de aia dezvolt în trei sezoane această poveste, pentru că vreau să facilitez această informație și telespectatorilor împreună să călătorim un pic și cu acest subiect alături. N-am spus că ești o comoară, cel puțin de informație, dacă cei care ne urmăresc nu sunt de acord cu totul cu mine, eu știu ce spun. Spune-mi încă un lucru. Ai prezentat acest proiect celor care se pricep, eu sunt profan în ale, eu sunt doar privitor în ale filmului și sunt bucuros că stau de vorbă cu tine. Cu un regizor, mulțumesc, cu un scenarist, cu un producător, este real. Cei, și tu mă cunoști și știi că nu vorbesc decât ceea ce simt, dar avizații sau inițiații, Uniunea Cineaștilor Români sau cum s-o numi ei, sau specialiștii din teatru, din alte zone care au legătură cu astfel de producții, ai prezentat proiectul tău, au zis ceva? Da, dar nu vreau să intrăm în amănunte pentru că discuțiile au fost foarte mercantile. Mici nuanțe financiare pe care, atât? Nu vreau să le mintesc. Din păcate, da. Asta e foarte grav pentru noi ca popor. Este un pic, pentru că spațiul TV din România este inundat de tot felul de produse care sunt de obicei copiate de la alte popoare. Sunt foarte multe chestii turce, sunt foarte multe chestii din America Latină, sunt foarte multe chestii din Asia, dar din ce în ce mai puține lucruri românești, născute, trăite, iată, lângă de respirate de poporul nostru, da, foarte, foarte multe lucruri din import, pentru că, vezi, Doamne, spun producătorii TV, sunt deja verificate și deci clar o să prindă la public. Spre deosebire de mine, care sunt un pionier între ale serialele după Revoluție, după, de acest gen, bineînțeles. După aglomerația, Loviluție, după, din decembrie. După așa. Și la Ministerul Culturii ai fost? De foarte multe ori. Da? Da. A văzut cineva măcar secvențe din, da, film? O, da, fi avut răbdare să vadă? Da, au văzut, sigur. Și ochiul lor de specialist? Conform legii nu mă pot ajuta, pentru că Ministerul Culturii nu sprijină direct un proiect cinematografic. Nu la asta mă refer. Să inițieze demersurile unde sunt atâtea parteneriate public-private, o astfel de producție... N-a existat, după părerea mea, o voință, voința politică sau o voință de orice fel. Politică? Păi se bagă politicul și aici. Ar putea fi un proiect politic extraordinar. Mulți l-au văzut și așa. Când zic politic, mă refer la o chestie de țară, benefică pentru țară, pentru, sigur, nu, pentru la România, de nu stânga-dreapta, nu vorbim de aceste glume. Despre aceste glume. La Academia Română? Că tot vorbeam de Academia Deocamdată Română. Deocamdată nu. Și chiar nu? Nu. Eu ți-aș propune, dacă vrei, mergem împreună. Eu, în calitate de cetățean român, care are această curiozitate firească, vreau să știu dacă suntem așa cum spun cărțile de istorie sau nu suntem așa, dacă istoricii actuali, care îi numesc pe cei cu drag de poporul dac, dacopați, au dreptate sau dacă n-au dreptate, cred că trebuie ca România și românii să capete un răspuns. Și ar fi un foarte bun motiv și un foarte bun prilej și ai fi un ambasador practic al acestei dileme în care noi ne aflăm cel puțin după 89 încoace. Nu-mi propun să fiu vreun ambasador, nu, vreau să vă facilitez dumneavoastră un film foarte frumos, să vă reîndrăgostiți de România în caz că nu sunteți deja sau în caz că ați fost vreodată și cei care ne urmăresc v-a mai trecut din, poate, din cei care ne doresc să vă aduc în atenție niște experiențe trecute, filmul fiind ca un fel de spovedanie, foarte multe din cele văzute în film le-am trăit la propriu, sunt parte din sufletul meu, multe dintre ele. E o viață de om aici. Sunt niște experiențe pe care le-am trăit și pe care vreau să le împărtășesc și cam atât. Îi lăsăm pe specialiști să se pronunțe la un moment dat, dar trebuie să ținem cont că
Arheologia în România, de exemplu, este văduvită. Sunt investiții minore spre... Deloc. Am prieteni arheologi care îmi spun exact același lucru. Exact. Deci nu ai cum să îmbunătățești manualul de istorie din acel punct de vedere dacă tu chiar nu sapi deloc în zona splendidă a Sarmisecitului, de exemplu. Faci două grupi de 2 metri pătrați și ai cheltuit bugetul și așa mic și mai vii la anul pe vremea asta și mai faci încă o gropiță și așa. Nu se face așa, nu se descoperă așa uriașa civilizație dacică, care nu se întindea doar pe teritoriul României de astăzi și era un pic mai vastă, dar nu intrăm în asta, nu intrăm în amănunte. Ca fapt divers, am și postat zile trecute pe Facebook, acum mulți ani eram la New York și am văzut o expoziție care se chema Vatra Vechii Europe, în care am văzut artefacte de la Cucuțenia, Mangia și altele, vechi de 6-7-8 mii de ani, extrem de bine întreținute. Expoziția era ținută de un muzeu de la New York. Vatra Vechii Europe, în opinia lor, era România de astăzi, un pic din nordul Bulgariei, un pic din Serbia, un pic din Ungaria, un pic din până spre Polonia, așa. O civilizație destul de interesantă, care a influențat, vorbim de acum 7-8 mii de ani, a influențat, evident, și alte zone ale Europei și poate nu numai. Imediat după momentul respectiv, m-am dus câteva străzi mai încolo, la Metropolitan Museum, un loc foarte drag mie, și iar am luat-o de la egipteni, greci, antici, persani și alții, și am văzut artefacte, la greci, de exemplu, de 3.000 de ani, similare cu cele văzute, descoperite pe teritoriul românesc, care aveau 8.000 de ani și care erau la fel de bine întreținute și care erau, poate, din punct de vedere simbolistic, mai interesante. Din păcate, puțini oameni avizați vorbesc în România despre acest lucru. Regăsesc sau regăsim din ce în ce mai puțin în manualul de istorie pentru copii aceste informații. Filmul documentar nu prea vorbește despre chestia asta, iar filmul artistic, informația din filmul artistic lipsește cu desăvârșire. De aceea, Egregora vă propune și această călătorie. Mă așteptăm cu interes când va apărea episodul 2. Episodul 2 este gata. Nu-l lansez deocamdată pentru că vreau să fac primul sezon pentru a ne bucura împreună de toată călătoria primului sezon, apoi de sezonul 2, sezonul 3. Deci este gata, este ținut la sertar, îl putem viziona oricând în privat, dar nu public așa cum am făcut-o cu primul episod. Așteptăm mici fonduri, sprijin financiar pentru a merge mai departe cu ceea ce ar putea fi un reper pentru tânăra generație, o propunere pentru a ne întoarce la rădăcini, la propriile valori românești, în armonie cu cele europene, bineînțeles, că toți suntem în Uniune. O propunere la o întoarcere la esență, dacă vrei. Am văzut foarte mulți actori. La acasă. Ne întoarcem acasă. Acasă însemnând și în interiorul nostru. Am văzut mulți actori consacrați și fără a văduvi pe cineva de a pomeni în această discuție, m-aș referi la doamna Morgenstern, la doamna Bădescu. Ce au spus când le-ai prezentat acest proiect? Pentru că au spus când au văzut proiectul final. O să-ți arăt înregistrările să vezi. Au avut reacții foarte, 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 foarte bune. Am văzut cu cât drag. Da, cu cât drag și or să mai joace și cumva au și devenit un pic ambasadoarele, în ghilimele, forța a spus, ale proiectului. Și da, toți acești mari actori. Cam toți cei cu care am lucrat devin trup și suflet din poveste și se roagă pe unde pot și ei să căpătăm sprijinul financiar pentru a merge mai departe, pentru a vă bucura cu ceva foarte frumos despre România. Așa cum nu s-a mai făcut în ultimii 30 de ani, fără falsă modestie o spun, dar produsele cinematografice românești din ultimii ani au propus altfel de... Un fel de... cinema. Telenovele, nici măcar telenovele. Care, repet, adică... sunt copiate după cele sud-americane. Eu pot să spun că eu sunt privitorul. Li se schimbă doar numele personajelor. În loc de Alfonso îl cheamă Ionuț.
Și cam atât, restul sunt copie 100%, că toată și decupajul regizoral este luat 100% de acolo. Ceea ce este deranjant, pentru că nu știu alții cum sunt, dar chiar am mintea să pun în valoare ceva foarte frumos despre România. Și este autohtonă, carte de vizită, un produs și de export. Cu acest film chiar putem ieși în afara țării cu fruntea sus. Mai ales că... Nu știu cu alte filme cum ieșim. Poate să ne spun alții, dar eu n-am văzut filme românești prin afară. Unele sunt premiate, dar te rog să te uiți la... Iartă-mă că te întrerup. Să te uiți la cele premiate, la ce propun ele și de ce sunt premiate. Că și aici e o discuție. O să-ți propun câteva titluri, să le vezi în privat și poate comentăm la o altă cafea. Să vezi cam ce se premiază ca film românesc în afara țării. Dar am reluat de unde ai lăsat. Știu că Daniel Nuță a filmat recent în Turcia, chiar pe domnitorul Vlad Țepeș, și oare este o întâmplare că l-au preferat pe el? Oare nu au cunoștință despre proiectul pe care tu îl faci și nu e un fel de, eu știu, o concurență, chiar dacă ne-ai spus? Nu, nu este concurență. Chiar vreau să-l fac, era în plan să-l se facă, au avut un buget uriaș și ei. Cât a fost bugetul lor pentru un film de... Nu pot să dau aceste detalii fără, nu, fără voia prin lor. Comparație, fără, prin comparație, față de Gregora. De câte ori mai mare? Aproape de 10 ori. Și câte episoade au ei? Eu am avut 6 în al doilea sezon, sezonul în care a jucat și Daniel Nuță. Da? De 10 ori mai mare. 10-12 ori mai mare. Și cum au reușit ei să strângă banii ăștia? Nu este o problemă pentru ei să strângă acești bani. Banii sunt veniți de la Netflix. Netflix înțelege ce înseamnă o producție de film și pun la dispoziția producătorilor și regizorilor cel necesar pentru a duce la bun sfârșit filmul. Okay. Noi trăim într-o paradigmă destul de ciudată, într-un Matrix destul de ciudat și, din păcate, aici astfel de demersuri, cum este și al meu, nu sunt susținute neapărat. România este un pic ciudată. La ei lucrurile sunt normale. Au fost foarte, foarte normale. Ce te împiedică ca Netflix să-ți favorizeze sau să îți ofere ajutorul în realizarea acestei superproducții? Am o altă strategie de abordare, de vânzare, de producție. Deocamdată Netflix este o discuție în plan, dar nu este în prim plan. Ok. Imaginile trebuie să știe toți cei care urmăresc acest film că nu sunt în Photoshop sau... Și ne apropiem de final în câteva exact. Minute. Imaginea anterioară cu Vlad Țepeș, cu Daniel Nuță, care îl interpretează pe Vlad Țepeș pe crestele munților, este mai mult decât sugestivă. Practic este vârful icebergului, acel egregor care ar putea să facă bine nu numai românilor, ci lumii. Cred că dacă măcar din momentul în care oamenii au cunoștință despre această capodoperă, ar gândi, dincolo de a închide televizorul și am uitat, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, pentru că nu sunt lucruri de calitate, nici pe rețelele sociale, nici în filme. Dacă ar gândi așa în liniște vis-a-vis de această producție, poate că ceva s-ar mișca. Lucrul pe care îl propune Gregora, eu înțeleg. Sunt curios cum arată celelalte episoade. Nu știu cum... Mă rog, ca să realizezi această producție, nu știu ce aș putea face și mă tot întreb, poate că... Tocmai ai făcut-o, îți mulțumesc din suflet. Energia ta, timpul tău, l-ai dăruit, a fost un dar bine... Din primul bine moment din care... Din primul frame al acestui... Din prima secvență a acestui film, am simțit că e de acord. Am simțit că face parte din ceea ce ne doream cu toții. Cred că lucrurile n-ar trebui să rămână aici și cu siguranță că nu vor rămâne. Socialul românesc, cel puțin pe zona asta, dacă nu pe alte zone, pe zona culturală, pe zona măcar a cinematografiei, trebuie mișcat, pentru că degeaba ai prezinți publicului un lucru de calitate dacă publicul nu este avizat. Este ca și cum m-aș duce eu la un concert la operă și eu habar n-am de muzică și mă aștept să aud acolo nu știu ce... Este conceput în așa fel încât să fie accesibil tuturor, poate are mai multe niveluri de înțelegere, dar l-am conceput să îl priceapă și academicianul și omul mai din altă zonă, să zicem,
cred că am găsit metoda prin care îi vorbesc de la suflet la suflet. Așa că nu mai este o chestie neapărat intelectuală, elitistă, cu simbolul greu de digerat, ci știu să-i vorbesc și omului de rând. Cer scuze că spun asta, poate sună ciudat. Nu e normal să spui asta. Da? Îmi place cum sună, dar să zicem că n-am altă fază acum. Oamenii obișnuiți se uită la filme. Poporul e format din oameni obișnuiți. Da, și cred că am găsit soluția pentru a le spune sufletului lor povestea. Încă ceva. Povestea pierdută. Acum ori pierdute, care nu este numai materială, după cum spuneai la început, este o comoară pe un alt nivel. Mai spune-le celor care vor urmări aceste imagini. Există vreo diferență în realizarea acestei capodopere și un film care se face la Hollywood? Bugetul este de 200-300 de ori, 400 de ori, 1000 de ori mai mare. Echipa de filmare este de 10, 15, 20 de ori, 30 de ori mai mare. În rest, și noi avem acces la ce au ei. Eu am acces la tehnologie, de exemplu, am camere foarte sofisticate, am lentile foarte bune, cam tot ce am nevoie pentru a duce la bun sfârșit din punct de vedere tehnic filmarea. Avem nevoie de sprijin financiar pentru a plăti, bineînțeles, salariile așa cum se cuvine, pentru a ne deplasa de colo-colo, pentru a face montajul, pentru a plăti toate drepturile tuturor. Cam atât. Iar țara ne oferă lucruri spectaculoase, pentru care americanii poate ar plăti bani grei. Noi le avem de la Dumnezeu, ne putem bucura de ele, putem beneficia de aceste comori, sunt la îndemâna noastră, iar eu mi-am propus să le pun în valoare printr-un film. Gândindu-ne și nu presupunând... Punându-mă o poveste care vă privește direct. Este despre voi, spunem noi, despre noi toți. E mai mult decât un film istoric, e exact ce spuneam mai devreme, și cu cât o să vând mai mult din filmul ăsta, e așa ca într-un puzzle, cu atât mi se vor deschide mai multe ferestre ca să înțeleg. Pare un puzzle, ușor se clarifică treaba. Gândindu-ne că există acești bani sau că vor... Există, bineînțeles, doar că nu la mine în cont în clipa asta. Tocmai, gândindu-ne că acești bani, că îți vor fi asigurați acești bani, în cât timp poți să faci cele 3 sezoane și cele 36 de episoade? Dacă lucrurile merg conform micului meu plan, în 2024, la final, deci pe la, să zicem, 1 decembrie, sau, să zicem, în perioada alegerilor prezidențiale, ne putem bucura de toate 3 sezoanele la televizor. Lucrurile pot fi foarte bune și în 2023 și ne putem bucura de acest prim sezon, doar de primul sezon, la fel, în decembrie 2023. Le pot face atât de repede, este planul deja făcut, sper să nu avem o vară extrem de ploioasă cum a fost cea din 2020, de exemplu, sau 2019, când am avut de furcă la producție. Cu toate astea, suntem în grafic pentru a fi... Andrei, îți propun ceva. Banii pe care primăriile și consiliile județene și alte autorități și instituții publice îi dau cu diferite ocazii, diferite evenimente, ai văzut orașe care fac sărbătoare zilele orașului, trebuie să se înțeleagă foarte clar, sunt banii noștri, ai românilor. Practic nu sunt banii primăriilor, nu sunt banii consiliilor județene. Păi hai să vedem toate consiliile județene din țara asta, ca să nu vorbim trebuie de voință politică, nu am capacitatea de a-i uni pe toți sau de a bate la cele 40 de județe. Gregor, că eu sunt cetățean. Putem face aceste Gregor, doar că mi-a fost mie greu să-l concep. Într-adevăr, da, se poate, sigur că da. Cu două telefoane, banii ar veni poi mâine, dar n-am avut acces sunt la așa ceva. Sunt banii țării, practic. Da, sigur că da. Hai să... Există și mediul privat care ar putea susține, bineînțeles. Dacă, lucrurile cred că se vor descurca acum. Interes mediul privat, că unii au devenit din publici, au devenit foarte privați pe bani publici. Dar asta e o altă discuție care nu ține de film, ține de alte instituții și aici mă pricep mai bine. Hai să vedem ce este de făcut ca lucrurile să... Pentru că eu sunt nerăbdător, dar nu am nerăbdarea aia de asta așa în canapea și am uitat la o producție, ci de a înțelege mesajul că până la urmă tu ești maestrul, eu sunt doar cel care vrea să devină ucenic. Nici pe departe, maestru. Maestrul în sensul mai avem de
mâncat. Tu știi scenariul. Pâine. Da, în sensul ăsta. Exact. Știu scenariul și atât. Eu sunt cel care vrea să devină ucenic, vrea să parcurgă tot această călătorie, o călătorie continuă, îmi place foarte tare sintagma, călătoria comorii pierdute și regăsite într-un final, în cel de-al 36-lea episod. 3 și cu 6 egal 9. 9, o nouă producție pentru România. O nouă producție, un nou început pentru țară. Ar putea fi. Ar putea fi și nu întâmplător. Iată că Dumnezeu a hărăzit, nu cred că ți-ai propus neapărat, dar în anii ăștia 2023, după pandemonie, 2024, când România caută să vadă ce face cu sine, adică merge pe același drum sau găsește calea luminoasă, ține de fiecare dintre noi. Adică dacă tot ne capacităm de la a face curățenie în jurul blocului, ieșim toți și până la a merge o întreagă națiune la vot, de ce n-am putea să fie un film al românilor? Un film al tuturor, pentru români. El o să devină oricum, o să vezi. Mi-aduc aminte că în trecut era tot așa o lozincă, a devenit dați un leu pentru Ateneu. Eu cred că Egregora ar putea stârni acest interes din partea fiecăruia ar dintre noi. Ar putea fi, într-adevăr. Ar putea fi cel mai frumos cadou pe care l-aș primi vreodată, adică să beneficiez de cât un euro sau ceva din partea a unui milion de oameni sau milioane de oameni, decât să iau 10 milioane de euro de la un singur om sau de la o singură entitate, atunci ar deveni într-adevăr filmul nostru. Fiecare este un mic producător, coproducător al filmului și ne vom bucura altfel de el, bineînțeles. Hai să vedem cum se poate face. Se poate face, bineînțeles, orice e posibil. Există și acest concept, o să vorbim despre el. Există un site, dacă vreodată cineva dorește să viziteze, ca să ai acces la acel site, trebuie să trimiți un SMS, într-adevăr, se cheamă egregora.info. Acolo poate, au fost câțiva care au sprijinit, acolo poate gestul ar conta și din punct de vedere financiar. Până atunci însă, călătoria noastră continuă. Eu îți mulțumesc pentru că noi astăzi ne-am întâlnit și aceste vorbe frumoase. Încheiem cu ceea ce am început, cu acei cavaleri dragon de care mie îmi place foarte tare și tu ești întâiul dintre dragon, care este observatorul lui Vlad Țepeș și îndrumătorul lui Vlad Țepeș. E interesant de văzut ce faci tu în film, pentru că un sfătuitor, nu un îndrumător, că nu sunt maestrul lui nici pe departe, ci un oarecare din preajma lui, care știe câte ceva despre comara pierdută și care, vis-a-vis de acel subiect, poate știe mai multe decât la ZPS și îi facilitez anumite informații, din acel punct de vedere, da. Mi-aș dori ca eu în viața reală să am un astfel de îndrumător. Cine știe ce are și? Îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Și să dea Dumnezeu... Călătoria continuă. Să continue. Călătoria continuă. Doamne ajută. Mulțumim.